Bună seara, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit. Suntem Mariana Zverianu și Eduard Pastia. Și vă invităm la 60 de minute, emisiunea care vă spune la ce să vă așteptați în săptămâna care urmează. O săptămână marcată de o mare sărbătoare creștină, Adormirea Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. Vom sărbători Ziua Marinei mâine, 15 august, cu sau fără corvete, cu sau fără flotă comercială. Și pentru că în prima ceremonie, e prima ceremonie, după o absență de 4 ani, probabil că vom vedea la malul mării, pe lângă turiștii care sunt deja în vacanță, și oficialii care se înghesuie la astfel de evenimente. Pentru că, dincolo de incidentul de astăzi, cu mina marină care a explodat în Costinești, mâine la malul mării, va fi spectacol. Dincolo de asta, vă spunem și că Darius Vâlcov s-a întors în țară. De fapt, a fost întors în țară pentru a-și ispăși pedeapsa de 6 ani de închisoare. Ca el, mai sunt alți aproximativ 4.300 de fugari cu prejudicii de recuperat în valoare de multe miliarde de lei. Vă Sfânta Maria, premierul împreună cu 3 miniștri ai cabinetului său speră să renegocieze la Bruxelles elemente importante legate de ținta de deficit bugetar. Altfel, cel mai probabil am încurcat-o. Ne va costa foarte mulți bani. Pe plan internațional ne reține atenția trilaterala din America, Statele Unite, Japonia și Coreea, la nivel înalt, un summit crucial pentru o regiune indo-pacifică. Evident, nu vom uita despre prețul carburanților, care tocmai a luat o razna, poate speriat de minele din Marea Neagră. Despre toate acestea, doamnelor, domnilor, dar nu numai, discutăm astăzi cu invitatele noastre din această seară. Vi le prezentăm și dumneavoastră în platou alături de noi. Sarmiza Andronic, analist politic. Bună seara, Sarmiza. Bună seara, mulțumesc. Ești alături de noi. Doamna avocat Cornelia Lalu, doamna avocat, bună seara, mulțumim. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Vă propunem, doamnelor, pentru început să ne uităm spre imaginele pe care le-am văzut cu Darius Vâlcov. Sunt foarte mulți fugari, mari fugari ai României, care sunt în mai multe țări din lume. O parte dintre ei sunt concentrați, ca să zic așa, în Italia. Și cu permisiunea ta, Sarmiza, m-aș opri la doamna avocat. Doamna avocat, ce am văzut astăzi? O premieră sau nu neapărat? Nu știu dacă o premieră, dar în orice caz am văzut aducerea unui condamnat definitiv la o pedeapsă, nu mai mi-aduc aminte, 6 sau 7 ani de închisoare, cu o recuperare de prejudiciu destul de importantă, și aici aș vrea să văd acțiunile ANAF-ului și a Ministerului Finanțelor de recuperare acestor prejudicii. E, să zicem, un debut, pentru că la astfel de situații asistăm destul de rar. Pentru că procedura de extrădare, nu știu de ce, este foarte, foarte greoaie, nu atât din punct de vedere al autorităților române, deși în 2017-2018, mi-aduc aminte, parcă pentru inculpatul Avramescu s-a cerut o astfel de procedură și a durat vreo 3 sau 6 luni, numai traducerea actelor. Deci nu este o procedură, să zicem, neuzuală. Ar trebui să fie o procedură uzuală, atâta timp cât ai o condamnare aici în țară, acel inculpat să poată fi adus. De această lentoare a procedurilor judiciare au profitat foarte mulți inculpați, după cum știți. Unii au obținut soluții favorabile în Italia, în Anglia, în Grecia, cum a fost Sorin Oprescu, Dragos Săvulescu, care a fost chiar și arestat pe teritoriul Greciei, dar acum am înțeles că se află în Italia. Deci avem foarte, foarte mulți condamnați vipuri, să spunem, care nu pot fi aduși în țară pentru că găsesc diverse subterfugii. Unul din subterfugii ar fi și acela, ei clamând condițiile de detenție din România. Da? Și atunci instanțele, fie italiene, fie britanice, fie din altă țară, spun că nu sunt condiții suficient de decente pentru un condamnat și resping cererile de extrădare. Ajungem și la aceste condiții, pentru că ministrul Justiției a făcut o declarație scurtă după imaginile pe care le-am urmărit ceva mai devreme, dar vreau să ne oprim scurt și la Sarmiza Andronic. Ce înseamnă imaginile astea? Mă gândesc pentru ceilalți care sunt într-o astfel de situație.
Crezi că sperie pe cineva sau intimidează pe cineva? Eu am fost surprinsă, serios. Adică, pentru că normal nu este să-ți vină fugarul în țară. Normal este să rămână acolo. Asta este cu totul și cu totul o excepție. Nu am mai văzut pe nimeni de foarte mulți ani cu cătușe acoperite de o haină. Nu am văzut de mult o asemenea mobilizare de camere de luat vederi pentru un fugar. Cred că de la Mazăre, da. Adică mi se pare cu totul și cu totul ieșite din comun aceste imagini. Bun, nu o să se recupereze absolut nimic, că așa ne-am învățat. O să mai scrie domnul Vulcov o carte și nu o să vedem cum face 6 ani, ci mult mai puțin. O să se găsească o chichiță acolo, da? Și avocatul va ști ce să facă în așa fel încât să iasă repede, pentru că pe mine... Să nu dăm pe avocați, o lacună a legii. Mă rog, avocați și avocați. Avocați foarte buni care găsesc această lacună și unii care nu. Și sunt convinsă că în momentul în care i s-a spus că, uite, va fi extradat, cu siguranță cineva l-a asigurat că nu va fi deloc greu, că vor fi alte condiții și așa mai departe. Repet, pe mine, mie mi se pare asta o excepție de la tot ce știm noi până acum despre fugarii, VIP-uri, așa cum i-ați numit mai devreme. Edi, te rog. Da. Salmița, da, dincolo de a prezenta asta ca pe mare reușită, deși mie mi se pare o premieră că Italia a extradat în sfârșit pe cineva, mai sunt 4.300 de fugari, din care vreo 100 importanți. La voi, la Metropola TV, am intrat cu ministrul Predoiu acum vreo lună jumătate înainte să fie la internet și l-am întrebat exact despre această poveste cu fugarii și mi s-a spus că sunt 900 de fugari care au venit de curând în România. Sigur că nu erau VIP-uri, sigur că nu erau persoane cunoscute, dar părea că se laudă cumva ministrul Justiției cu această cifră. Ori, repet, în loc să vedem o normalitate în povestea asta, în aducerea oamenilor care sunt condamnați în țară, se găsesc tot felul de chichițe. Acum, nu știu ce poate să spună ministrul Justiției, că ce? Că Alina Gorghe o să vrea să fie aplaudată pentru povestea asta, nu este meritul ei. Da? Și, repet, eu nu cred că Darius Vâlcov a venit pur și simplu în România fără să fie avut o discuție cu cineva în Italia, fără să se întâmple ceva între cele două sisteme de justiție, italian și românesc. Nu mi se pare că ceva ne scapă, ceva nu știm. Prea a venit ușor Darius Vâlcov, așa cum nu suntem învățați să vedem. Plus că el s-a predat, din câte am înțeles, autorităților italiene. Ori ca să ia o asemenea decizie, zic eu că a avut niște promisiuni din țară. Ceilalți se eschivează de la contactul cu autoritățile italiene, da? Merg numai prin avocați în aceste contestații. El, am înțeles, că s-a predat la o secție de poliție din Italia. Sau poate nu știa de aranjamentele din țară. Da, Darius Vâlcov n-a fost oricine, Edi. Deci, serios, Darius Vâlcov a fost extrem de implicat și pe perioada în care el a fost la PDL și în perioada în care el a fost la PSD. N-a fost un membru oarecare al partidului și n-a fost un simplu primar. Să ne înțelegem, Darius Vâlcov a fost un nume și a fost un strateg pentru unele partide. Că au fost strategii bune sau proaste, că nici nu are importanță. A fost un nume de care partidele se agățau la un moment dat. Deci nu putem să-l bănuim pe Darius Vâlcov de neștiință sau de, nu știu, că l-ar fi putut cineva păcăli, că ar fi fost un naiv și cineva l-a păcălit și uite ce să vezi, a venit în țară. Nu, nu, nu. Aici e ceva ce încă nu știm și probabil că vom afla. Da, putem vorbi de o hibă legislativă, pentru că ne ajutau colegii ceva mai devreme cu niște informații. Au scris un articol colegii de la Newsweek. Sunt mai mulți. Darius Vâlcov era cap de listă, ca să zic așa. Mai era un domn Minel Prina, fost primar al orașului Slatina, ce să vezi, Daniel Dragomir, fost colonel al SRI, Ionel Arsene, știm prea bine cine este, doamna Alina Bica, de asemenea, ne e foarte cunoscut fiecăruia dintre noi, Mario Iorgulescu, sunt mai multe nume aici. Exact, la toți vedem, oamenii aceștia au tot felul de condamnări. Faceți-ne să înțelegem, doamna avocat, cum e posibil ca niște oameni care au niște condamnări în România, nu, ei să poată pleca fără niciun fel de probleme? În primul rând, aceste persoane care au fost condamnate, să nu uitați că au și bani, da?
sumele acestea care li se reproșează și li s-au imputat ca prejudiciu sunt niște sume de ordinul milioanelor de euro, da? Deci pot cumpăra anumite autorități, deci aici punem egal corupție. În altă ordine de idei, măsurile preventive, respectiv arestarea la domiciliu, controlul judiciar, nu poate fi dispus decât pe perioade limitate. Ori, de asta zic eu că a fost, din punctul meu de vedere, greșeala codului penal modificat în 2014, în care mari specialiști au modificat în favoarea inculpaților astfel de prevederi. Pentru că în momentul în care ai depășit control judiciar de 6 luni de zile, instanța nu mai poate să-ți mai impună un control judiciar și atunci tu ești liber ca pasărea cerului. Ori, gândiți-vă, una, cum spunea și Sarmiza Andronic, beneficiază de asistență juridică de top, beneficiază de sumele de bani încasate ca urmare a faptelor de corupție, pentru că exemplele pe care le-ați dat, cu excepția lui Iorgulescu și nu mai știu care, sunt numai exemple de corupție, da? De trafic de influență, luare de mită, dare de mită și așa mai departe. Deci, astfel de persoane au niște avantaje și ele pleacă din start cu astfel de avantaje. Adică, uitați-vă la fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, da? Are și el o condamnare, nu mai țin minte, 8 ani sau 10 ani, destul de mare condamnare, da? S-a refugiat în Grecia, unde deține niște proprietăți. Posibil să aibă și niște afaceri. Instanțele grecești au apreciat că nu este cazul să-l extradeze. Poate cererea, nu pot să fac o analiză corectă, pentru că nu știu datele, dar poate cererea de extradare n-a fost făcută în termenul util, poate n-a fost corect motivată, poate a durat prea mult. Și atunci a dat posibilitatea inculpatului Oprescu sau oricărui alt inculpat să beneficieze, să zicem, de aceste lacune legislative sau aceste lipsuri legislative. Gândiți-vă că Parlamentul nu a modificat acea prevedere referitoare la prescripție din 2018 și a fost nevoie în 2023 de încă o decizie care acum i-a trecut în prescripția unor fapte pe anumiți inculpați. Da, vorbeai mai devreme de Dragoș Vulescu. Mie mi s-a părut un caz și în continuare rămâne în mintea mea un caz foarte ciudat, pentru că mi-amintesc că se vorbea în spațiu public despre faptul că el a plecat, că avea o condamnare de 5 ani și jumătate și el posta bine mersi din diverse țări în care își petrecea vacanțele fără probleme sau nu știu dacă vacanțele, că el era într-o continuă vacanță, da? Și așa au aflat autoritățile din România că el trăiește și că e bine mersi pe la Milano, în final l-au arestat în Grecia, nu s-a întâmplat nimic. Deci, și citeam la un moment dat în presă, acum foarte mulți ani, că e o faptă din 2002. Deci îți dai seama că noi suntem în 2023, el a îmbătrânit între timp, nu mai e flăcău pe care îl știau toți. Și ce s-a întâmplat pe mai departe? Nu știm. Dragoș Vulescu rămâne în lista, pentru că l-ai pomenit și pentru că aveam această poveste din presă, rămâne într-o lungă listă de oameni care sunt arestați și care sunt condamnați și care nu au ajuns în România și atât. Dar pe mine altceva mă șochează. Această lipsă de teamă. Lor nu le e teamă. Ei postează de oriunde. El, în mod special, postează de oriunde. Oricum are niște imagini din astea opulente, este bogat, își vede de viața lui. Cu siguranță nu o să se întoarcă în România. Dar își duce traiul bine mersi. Da, apropo de, pentru că făceați referire, domnilor, ceva mai devreme și la ministru, vă propun să vedem și care a fost reacția ministrului Justiției, Alina Gorghiu, după imaginea pe care le-am văzut ceva mai devreme cu Darius Vâlcov. Darius Vâlcov este în custodia poliției române acum, va ajunge în România. Să știți că este primul fugar pe care îl aduc în mandatul meu de ministru al justiției. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, de la poliție, la magistratul de legătură, mulțumesc autorităților italiene. Și e bine să știm ce urmează pentru Darius Vâlcov. Odată ce a aterizat în România, va fi predat penitenciarului de la Rahova, 21 de zile de carantină. Le asigurăm sau îi asigurăm 4 metri pătrați de detenție în celula în care va sta. Acestea au fost garanțiile pe care Ministerul Justiției prin Autoritatea Națională a Penitenciarelor le-a oferit instanțelor din Italia pentru a putea să-l aducem înapoi să execute aici pedeapsa. Și
după ce va sta la Rahova și va ajunge să execute în regim semideschis, îl vom muta în alt penitenciar. Ca atare, cred că e bine să recăpătăm încrederea voastră a tuturor în sistemul de justiție și facem astăzi un pas, cred eu, important. Ne aducem fugarii, celebri sau mai puțin celebri, înapoi în țară. Ia să-l vedem pe al doilea. Da. Ia să-l vedem pe al doilea, că prea se laudă Alina Goriu cu povestea asta. Unul la mână și doi la mână sunt, așa cum spunea și Edi, mai mult sau mai puțin cunoscuți, peste 4.300, 900 și ceva, spuneai tu, fostul ministru, că au fost Nu, erau 4.400 și ceva. Deci au rămas 3.500. Mai sunt vreo 3.000 și ceva. Adică am remarcat chestiunea aceea, da, știm că avem o problemă când vine vorba de condițiile din penitenciarele din România. Dar iertați-mă, doamna Alina Gorghiu, una, are calificare de avocat, doi, este în Parlament, cred că la al treilea mandat, da? Deci nimic până acum nu o împiedica să accelereze procedurile penale în sensul aducerii unor condamnați definitiv în țară. Acum dânsa se laudă cu această aducere ca un mare succes. Este bine să zicem că am recuperat unul din condamnați. Aș vrea să văd, cum spuneam și în prima parte a emisiunii, recuperarea prejudiciului. Pentru că să nu uităm, la Darius Vâlcov a fost așa o poveste cu tablouri de Picasso, nu le expertizase nimeni, dar într-adevăr erau niște obiecte de artă găsite în cimitire, în domiciliu, în pereți dubli și așa mai departe. Deci aș vrea să văd și celelalte autorități ale statului aplecate asupra recuperării prejudiciului. Asta este cel mai important, mai ales că acum spunem că nu avem bani pentru funcționarea guvernului, a instituțiilor statului și încercăm să facem niște măriri de taxe. În ultimii ani s-ar miza, dacă e să dăm o simplă căutare pe Google și să spunem de câte ori a fost România reclamată la CEDO, de exemplu, sau la Avocatul Poporului la noi în țară și apoi la CEDO pentru condițiile din penitenciarele din România, găsim o grămadă de articole. Din 2012 până în 2022, până anul trecut în decembrie, cel mai recent articol. Și mă gândesc așa, lucrurile acestea se știu de ani de zile. Adică noi descoperim și aici, ca și în alte domenii, pentru că o să vorbim și despre problemele din ministere și așa mai departe, descoperim acum lucrurile acestea, că nu funcționează, că avem o problemă, când de fapt, așa cum spunea și doamna avocat ceva mai devreme, doamna Gorghiu e de când lumea, nu politician. Adică nu descoperim acum apa caldă. Da, acum e ea ministru. Înțelegi? Acum a ieșit să se laude că dacă făcea doar un amendament sau dacă dădea drumul la o lege, crede-mă, ea în perioada asta a făcut destule legi, unele destul de controversate. Putea, da, să facă și n-a făcut. Asta este, da. O să vină, iartă-mă, ca și o completare, nu am văzut o să vină la început de mandat să spună cu două, trei foi a patru care sunt prioritățile dânsei pentru mandatul pe care îl are până anul viitor când vor fi alegeri și să spună acolo cât dintre fugarii aceștia vor fi aduși în țară. Adică, știi, ca să vină apoi ulterior și să... Tu crezi că ea a participat la negocierile astea care s-au făcut pentru Vâlcov? Eu nu cred. Că prea s-a împănat așa cu chestiunea asta. Nu, Alina Gorghiu e întâmplător. A preluat un întâmplător, ministrul justiției, întâmplător. Și știe că nu o să stea prea mult acolo și știe că e o Are chestie care... Are nevoie de puncte electorale. Cum? Are nevoie de puncte electorale. Da, oamenii nu sunt chiar așa de naivi, Mariana. Toată lumea știe. Acum nu a venit Alina Gorghiu de o lună de zile și hop, l-a adus pe Vâlcov. Hai, că asta nu e o poveste care se rezolvă de pe azi, pe mâine și doamna avocat ar putea să ne explice și bănuiesc că am dreptate, că nu se face așa, pornind din degete, nici într-o săptămână, nici două, nici într-o lună. Mai ales că povestea asta cu Darius Vâlcov e veche. Dar eu rămân la părerea mea. Cred că 2-3 ani are. Iată. Nu? Da, e plecat de ceva vreme. Nu, prea ușor a venit. Repet, eu la asta rămân. A venit prea ușor, prea ușor s-a predat, prea... Și mai e un lucru. Darius Vâlcov a fost la PDL și pe urmă la PSD. Doamna Alina Gorghiu este de la PNL. Înțelegi chestiunea cu punctele electorale și cu... Nu. Nu, dar ce n-am înțeles eu din această conferință sau comunicare din partea doamnei ministru Gorghiu,
A spus așa, i-am garantat domnului și autorităților italiene că domnul Darius Vulcov va avea 4 metri pătrați ca suprafață de detenție, minimum 4 metri. Ce înțeleg? Că îi se acordă un tratament preferențial, că așa vor avea, sau așa vor avea toți deținuții de aici încolo, pe timpul mandatului dânsei, câte 4 metri. Deci, nu știu de ce s-a băgat în această discuție, pentru că, una, ca ministru, recunoști că acele condiții de detenție nu sunt cele corecte, decente, pentru un condamnat, da, indiferent cum se numește. Doi, îi dai garanții condamnatului Darius Vulcov că va avea parte de acest tratament. Trei, vei încerca în viitor să faci pentru ceilalți aceleași condiții de detenție. Deci, nu știu, mi s-a părut așa că a vrut ca imagine să câștige foarte mult prin această expunere de motive, cum de a venit Darius Vulcov, cum de au garantat ei autorităților italiene. Pe de ce nu garantează și pentru ceilalți 20-30 VIP-uri? Adică, nu, mi se pare ceva foarte ciudat. Acești 4 metri sunt... Nu știu, eu am văzut 4 normele metri la ouă în hipermarket, când sunt ouă bio și găina a avut găinile de la sol sau găinile în baterii. Exact. Nu, sunt niște condiții minimale pe care statul român, deși a avut acel recurs compensatoriu de acum 2-3 ani, care vi-l aduceți aminte și a pus foarte mulți condamnați în libertate, deci nu mai este sistemul penitenciar nu mai este suprapopulat în acest moment, dar nu cred că s-au alocat... Dar nu există un prag. Eu n-am găsit un prag legat de suprafață. Există totuși niște condiții minimale pentru care România a și fost condamnată la CEDO pentru condițiile improprii de detenție. Problema este, haide să le lămurim odată, să acordăm niște bani, să facem niște investiții. Sunt atâtea unități militare lăsate în paragină care puteau fi transformate în penitenciare, nu de maximă siguranță, penitenciare pentru infracțiuni minore până la 3 ani. Nu au făcut absolut nimic de ani de zile. De asta spun, că discutăm de ani de zile de problemele absolut. Astea și nu se întâmplă nimic. Adică... Bine, domnul Vulcov nu e un infractor periculos, e un om nu, de dar are pedeapsă peste 5 ani care deja intră într-un alt regim de siguranță. Problema este nu atât periculos cultură, în sensul că el, pentru că discutăm de Vulcov, poate face rău, dar sunt inculpați, condamnați, care își fac sieși rău și atunci, cam în măsură în penitenciar, trebuie să iei absolut toate măsurile de siguranță. Da, eu mai vreau să mai lămurim un aspect, pentru că spunea Sarmiza Andronic ceva mai devreme, avem o problemă și când vine vorba de recuperarea prejudiciului. Nu întâmplător vorbim de lucrurile astea, pentru că o să vorbim și de bani ceva mai târziu. De ce nu reușim? Cred că vorbim Sarmiza, dacă stau și mi-aduc bine aminte, de mulți ani de zile discutăm de... Era la un moment dat, cred că și o autoritate, o agenție care trebuia să se ocupe de lucrul ăsta. Anabi, de, chiar constituită exact, special da, pentru special așa pentru ceva. Asta. Deci, n-am mai auzit nimeni de ea, de existența exact, ei. Dar ea merge, salariul se primește, nu e nicio adică, problemă. Pentru că în momentul în care vezi că nu se întâmplă nimic cu niște oameni, iată, sunt condamnați, pleacă, sunt foarte bine mersi în alte locuri, ajung 2-3 să... Eu am avut o discuție acum câțiva ani cu cineva și eram foarte supărată pe Elena Udrea și spuneam, uite, are o grămadă de bani, a furat o grămadă de bani, se vorbește în spațiu public despre asta, ce facem? Era în mare vogă subiectul. Și cineva mi-a spus, cineva bine poziționat în societatea românească de influență, mi-a spus, auzi, tu n-ai vrea să, tu ai acceptat să faci pușcărie, nu știu, 6-7 ani și să rămâi cu toate milioanele? Măi, și să știi că atunci m-am trezit și am zis, bă, poate că așa se pune problema cu adevărat. Și uite că așa se pune problema. Nu se recuperează nimic sau ce se recuperează este infim față de câți bani au făcut oamenii ăștia prin corupție, prin tot felul de acțiuni care sunt împotriva legii. Înțelegi? Ce dacă facem pușcărie 6 ani? Că uite, rămânem cu milioanele. Trăim bine, mersi, plecăm în străinătate, nu mai interesează pe nimeni. Dar, repet, în cazul ăsta, punem pariu că Darius Vulcov nu va face 6 ani?
Nu știu poate... cum, nu pe știu... Pe lege nu poate să facă șase ani. Poftim. 3 ani jumate va face. Poftim. Deci, trei ani jumate și pe urmă este un om liber care își vede de treaba lui. Acum, eu nu vreau să mă bag în povestea asta. Puteam să vorbim despre Darius Vâlcov sau despre oricare alt nume. Exact, nu mă interesează neapărat numele. Vorbim despre un condamnat care a fost adus în țară. Da, nu neapărat... Un alt om de cultură. Era iubitor de tablou. Da, 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 așa este. Da, deci, repet, oamenii ăștia rămân cu banii, rămân cu sau cu o bună parte din bani și pe urmă sunt oameni liberi, își văd de viața lor peste hotarele țării, nu-i mai caută nimeni, uităm de ei, câți n-au fost așa. Întrebare foarte scurtă până să trecem la un alt subiect. Edi, v-aș întreba, doamna avocat, și peste 2-3 ani, 5 ani, o să vorbim la fel? Așa cum arată schema legislativă, da. Așa vom vorbi și peste 3-4 ani. Vă dau un singur exemplu. Dosarul Dan Voiculescu, da? A avut confiscare de 6 miliarde și ceva și zilele trecute chiar am citit în ziar se încerca vânzarea la licitația unui avion cu 200 de mii de euro. Ceea ce, iertați-mă, o mașină este 200 de mii de euro. Deci, sistemul nostru de executare silită în ceea ce privesc dosarele penale este defectuos. Eu cred că aici parlamentarii care vin și în studio Metropola TV și în celelalte studiouri de televiziune, aici ar trebui să lucreze la recuperarea rapidă a prejudiciilor din dosarele penale. Da? Putem lăsa executările silite în civil așa cum sunt pe procedură acum, dar la executările silite în spețele penale ar trebui să existe un ritm mult, mult mai rapid, pentru că astfel de bunuri la acest avion... Vă dați seama că acum 10 ani acest avion avea o valoare, acum după 10 ani îl vinde cu 200 de mii de euro și bănuiesc că nu l-a cumpărat nimeni și o să scadă din nou prețul, da? Dar să-l cumpere președintele nostru și să și-l facă... Poate nu-i place să zboare, știu eu. Sigur. O să-l vedem mâine la ziua Marinei, da? Asta e o altă discuție. Până să ajungem la ziua de mâine, mai avem ziua de astăzi, da? Da. Mina Marină. Nu ziua Marinei. Mina Marină. Da, o explozie, bănuiesc că știți deja, toată lumea așa dat cu părerea, l-am auzit și pe primarul Constanței, fost om al mării, care era sigur că rușii au plantat Mina Marină acolo la dig, la Costinești. Acum, nu știm ce s-a întâmplat, am înțeles că toate cercetările au fost oprite din cauza vremii nefavorabile a curenților și că vor fi reluate mâine. Iar imaginile video cu explozia sunt la poliție și încă nu are nimeni acces. Dar haideți să îi ascultăm pe cei de la ISU-I și după aceea pe domnul colonel rezervă Ion Petrescu să vedem ce spune. În jurul orei 9 am fost solicitați prin apel unic pe 112 să intervenim în stațiunea Costinești, acolo unde a avut loc o explozie pe dig. La fața locului au fost alocate rapid mai multe resurse din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța. De la stația Tuzla, o autospecială de stingere, un echipaj de prim ajutor și de asemenea ambarcațiunea RIB, iar în aceste momente vor pleca și colegii cu echipajul CBRN. Ajunși la fața locului, colegii au perimetrat zona și au constatat faptul că este vorba despre o explozie în dig. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. După cum se știe și după cum s-a anunțat, în largul apelor marine, maritime ale Ucrainei, există baraje din mine marine puse de forțele navale ucrainene pentru a împiedica navele militare rusești să ajungă, de pildă, la Odessa. Sigur că prin asemenea baraje sunt și culoare cunoscute numai de militarii ucrainieni, unde au putut să treacă navele încărcate cu cerealele ucrainiene. Probabil că una dintre mine s-a desprins și a ajuns în zona litoralului românesc și dusă de valuri, s-a ciocnit de pietre, atunci impactul a generat o explozie. Da, cam astea sunt informațiile în mare. Acum, în mare, o să vedem... În Marea Cea Neagră.
Până la urmă, ce se va alege dacă mai sunt și a fost și o alarmă falsă la Mangalia? Dar oricum nu vă faceți griji, autoritățile ne asigură că totul e sub control. Salmiza Andronic, nu suntem noi de specialitate să dăm părerea când explodează, de ce explodează și cum a ajuns mâna aia capusă cu mâna la dig la Costinești. Dar nebănuite sunt căile maritime ale Domnului și vom vedea în zilele următoare ce s-a întâmplat, sper. Dar festivitățile de mâine, că aici vreau să ajung, se vor ține conform programului. Mi-aduc aminte, anul trecut a fost pentru prima oară, dacă nu mă înșel, când au fost două festivități. Una oficială și una a iubitorului român de festivități marine, care s-a bucurat în liniște, fără oficial, de ceea ce au oferit specialiștii armatei române. Păi, tu spuneai că noi nu suntem de specialitate. Tu nu vezi că nici specialiștii nu știu ce să spună? E o mare nebuloasă cu povestea asta cu mina. Ba e mină, ba nu e mină, ba dacă era mină, trebuia să se vadă nu știu ce părți din mina respectivă. Eu nu am văzut pe nimeni să vină cu subiect și predicat și să spună, uite, asta s-a întâmplat. Nu, totul este sub semnul întrebării, ceea ce nu e tocmai în regulă pentru oamenii de la mare și nu e în regulă pentru noi în general. Pentru că asta înseamnă că oamenii care sunt pe litoral acum trăiesc cu această teamă. Da? Ce-o fi fost? Da? Și dacă mai poate fi? E firesc să te întrebi așa. Acum, legat de ce se întâmplă mâine, festivitățile vor avea loc, fără doar și poate, pentru că sunt acolo toți mai mari țării noastre, Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu, toată lumea e acolo, trebuie să se întâmple ceva așa cum se întâmplă în fiecare an. Da, e al doilea an însă când ne întrebăm cum vor avea aceste festivități loc în condițiile în care avem războiul la graniță. Ei, uite, avem al doilea an, nu s-a întâmplat nimic. Slavă Domnului că nu s-a întâmplat nimic. Mie îmi plac festivitățile de genul ăsta pentru că ascult cu foarte multă atenție discursurile oficialilor noștri și spun de fiecare dată același lucru și niciodată, dar absolut niciodată, nu am găsit un discurs de-al lor pe care să-l pot fixa în timp. Deci fie că vorbesc anul ăsta sau că vorbesc la anul sau peste 5 ani sau peste 7 ani, au fix același discurs, nu se întâmplă absolut nimic, nu își pune niciunul amprenta într-un fel anume asupra discursului de la festivitățile de genul ăsta. Sigur că dau un singur exemplu de fiecare dată la cursurile mele de comunicare, când domnul președinte Klaus Iohannis acum câțiva ani spunea acești copii minunați și se uita în foaie, înțelegi? Nu era niciun copil în zonă și e o chestie pe care am reținut-o și am zis, da, uite, a fost o festivitate care m-a marcat. Da, crezi că mâine poate va face diferența vorbind despre corvete? Nu știu. Care corvete? Pentru că pentru care nu mai avem licitație, pentru nu? Da, nu mai avem corvete, adică cele două corvete, nu știu dacă Elisabeta și Ferdinand sunt deja pe ducă, iar licitația cu Ficantieri cu celelalte pentru celelalte corvete s-a anulat. Adică noi putere navală în acest moment nu mai avem. Asta trebuie. Niciun fel de investiție nu s-a făcut în ultimii 33 de ani în arma numită Marina Militară. Da, doamna avocat, dar domnul președinte poate să laude puterea navală, cum spuneați noastră. Adică dacă treceți podul acela la Constanța, care pe vremuri era un pod mobil, vedeți aceleași 5 vase. Da, Lăstun, Pescărușu și alea care sunt din anii 60, vopsite în gri. Deci aceasta este puterea reală a României la Marina Militară. De submarin nu mai vorbim, că oricum sunt probleme de accesibilitate a submarinului în larg, așa că n-are rost să mai vorbim. Dar nu de Sfântul, nu Sfântul, iertați-mă, Teodosie, nu cu ocazia aceasta Zilei Marinei și a dormirii Maicii Domnului a avut acel discurs când a spus că a fost sabotat și că s-a tăiat sunetul și, mă rog, a fost o poveste de genul ăsta și cred că anul trecut a fost cu adevărat, da, parcă anul trecut a fost, nu?
Deci, hai să vedem ce se întâmplă și comentăm săptămâna viitoare cu mare aplomb. Va fi un eveniment normal. De asta va veni și lumea, pentru că să nu uităm totuși. 15 august reprezintă pentru cei aflați la malul mării, pentru copii, pentru tineri, ieșirea zeului Neptun din mare, dacă țineți minte. Înainte interpretau niște actori, acum nu știu cine interpretează acest rol. Bărci care anumite sporturi nautice s-ar putea să vedem. Da, bine, acum să nu înțeleagă telespectatorii că nu mai avem marină militară. Nu, avem. Cele cinci vase avem. Cele plus cinci vase, avem infanteria marină. Și mai avem acel vas care scoate fum Mărășești. Acel vas din 1950. Mai sunt fregatele. Cele două Bricul care Mircea. Sunt în reparație. Bricul Mircea este o navă școală. Să nu uităm. Bricul da, să știți că foarte mulți studenți străini. Păi da, pentru că este navă școală, dar ea nu face parte din marina militară. E navă școală. Ea nu poate acționa în caz de. Dar Mărășeștiul, care e din anii 50 și scoate un fum de mai rău decât tigaia. Sperie de dușmanii. Da. Păi nu, tocmai asta e altă... E altă tactică. Altă tactică, fumul. Să-i zăpăcești cu fumul. Da, nu știu, și mie îmi plac exercițiile de acolo. N-am, întotdeauna am făcut plăcere. Da, da, te duci? Pe... Te duci mâine acolo? Nu, mâine nu, dar am fost în anii trecuți și din ce am văzut de fiecare dată, unele lucruri chiar sunt realizate profesionist. Adică n-ai cum să negi anumite progrese pe anumite segmente. Da, sigur. Eu mă uit la discursuri, tu te uiți la progresele da, de pe sigur, anumite segmente. Fiecare cu ce-l doare, ce-l interesează. Dar cred că Eddie se referă, când vorbește de progres, cred că se referă în primul rând, poate, la resursa umană. Pentru că mă documentam pentru emisiunea sunt oameni bine pregătiți. De mâine, care va fi, evident, o ediție specială, pentru că vorbim de Ziua Marinei și de... ziua aceasta importantă și vorbeam cu domnul contraamiral Ciorobea și mă gândesc la, apropo de discursurile la care făceai referire, Sarmiz Andronic, la președintele Klaus Iohannis, care o să vină și o să ne spună cel mai probabil ce mâine. O să ne invoce din nou acel procent de 2,5% din PIB și, absolut. Și cum se duc banii ăștia, da. Când de fapt resursa umană, că până la urmă, dincolo de tehnologie și de ai nevoie de resursa umană și noi tot timpul ne întrebăm, nu e păcat că avem o resursă umană atât de prețioasă, dar noi cumva nu știm cum să împărțim poate banii ăștia în așa fel încât să ajungem la performanță? Uite, poate i-ai dat o idee, domnului președinte, și o să vorbească mâine despre sigur, resursa umană și mai puțin sigur, despre... Sigur, v-ați ține cont de ideile tale. Nu, dar resursa umană, gândiți-vă, marina militară era cea mai grea armă când se făcea armata obligatoriu. Stagiul în marina militară era de 2 ani, pe când la celelalți fără studii superioare era de 1 an și 2 luni. Deci era o armă unde se investea foarte mult în resursa umană, cum spuneți, în recruții respectivi și mulți rămâneau angajați ca ofițeri sau subofițeri în cadrul marinei militare. Acum nu știu ce efective au de școlarizare în cadrul acestei arme. Școala e în continuare foarte bună. Bravo. Și sunt unii care se duc acolo cu multă pasiune. Chiar sunt dedicați. Doar că nu știu cum se fac aceste exerciții, cum se face școala asta, n-am idee. Am văzut chiar recent un material la o televiziune străină legat de cum studenți străini vin pe Bricul Mircea, pentru că este renumită lume. Mai sunt doar două nave de acest tip în Europa și în zona asta și e foarte interesant pentru ei să se pregătească. El e velier, nu știu dacă are bănuiesc și putere mecanică, nu? Da. Nu e doar velier. Dar, na, o să vedem. Da. Cred că o să fie frumos. O să fie frumos, dar mă gândeam acum, discutând despre profesioniștii din diverse domenii, mă gândeam că poate... ar fi bine dacă am avea profesioniști și în politică. Ce spuneți de asta? Nu spun întâmplător lucrul ăsta, ci pentru că vreau ușor așa să mergem înspre niște profesioniști din politică. Sarmiz Andronic. Ne așteptam la întrebarea asta. Mă gândesc că legi de ceva. Serios, profesioniști ne trebuie peste tot. Iar pe politicienii comentăm în fiecare zi, pentru că sunt cei de la care noi avem mari așteptări, unii dintre noi, și pe care îi urmărim pentru că sunt decidenți.
Deci da, nu o să avem prea mari, prea mulți profesioniști, așa cum arată în acest moment clasa politică, dar eu o spun de fiecare dată. Vrem, nu vrem, mergem sau nu mergem la vot, nu-i avem pe ăștia, avem pe alții. Deci toată, tot mapamondul se învârte după politică, așadar sigur să stea în bătaia puștii noastre. Da, vă propun să vedem niște imagini care ne-au surprins, cred că, pe toți astăzi. E vorba de președintele PNL al Consiliului Județean Caraș-Severin. Oamenii se distrează, fiecare dintre noi alege în ce fel să se distreze la un moment dat. Nu mai fac niciun comentariu, vă las să savurați imaginea. Nu vrei comentarii de la noi, sper. De la mine să nu-ți dorești. Nu, eu mă gândesc doar așa. Mă gândesc la faptul că, apropo de alegeri, pentru că anul viitor avem 4, chiar 5 rânduri de alegeri, dacă ne gândim la turul 2 al alegerilor prezidențiale, pe mâna acestor oameni e soarta noastră, ca să zic așa, sau și pe mâna unor astfel de oameni e soarta Mariana, noastră? Mariana, vreau să spun ceva. Fără a judeca niciun fel, nici aspectul, nici faptul că oamenii se distrează la un moment dat. În acest moment nu am văzut un om politic, chiar dacă el este persoană publică și cu siguranță a fost recunoscut. Vreau să-ți spun că sunt absolut convinsă că sunt foarte mulți bărbați care îl invidiază. Și s-ar putea să-l voteze tocmai pentru faptul că îl invidiază și îl consideră un mega bărbat, nu un bărbat obișnuit. Deci fiecare judecă cum vrea, se raportează la ce vrea, dar da? Nu știu dacă femeile care se uită o invidiază pe doamna, dar cu siguranță sunt mulți bărbați care îl invidiază pe el. E plătorul rusoaic. Da. Eu nu știu de ce l-ar invidia pentru atitudinea sa protectoare față de doamna. Care pentru care o asemenea doamnă lângă el. Dar doamna respectivă este tunată la maxim, iertați-mă. Tocmai de aia. Oricând este tunată la maxim, în timpul nopții poate să-ți mai cadă un ochi mai jos, un sân mai jos. Iertați-mă, deci eu nu aș invidia un astfel de om. Noastră nu sunteți bărbat, doamna Alalu. Da. Eu să facem un sondaj în rândul colegilor din regie. Eu că, domnul este la ce județ? Caraș-Severin. Caraș-Severin. Deci, vă dați seama, alegătorii de acolo pe cine vor pune ștampila. Vedeți de ce era bun uninominalul? Pentru că așa vor pune pe un partid. Habar n-au cine este domnul Dunca, doamna Valentina Dunca. Nu, eu sunt convinsă că 50% din alegătorii dintr-un județ habar n-au cine va ieși președinte al Consiliului Județean. Pentru că președinții ai Consiliului Județean, să nu uitați, vor beneficia de pensii speciale. Vor avea anumite alte avantaje. De exemplu, vă spun la mine în profesie, intră fără examen în profesia noastră. Și multe, multe alte avantaje. Deci, a vota un președinte de Consiliul Județean, zic eu, trebuie să fii în cunoștință de cauză, nu să pui doar pe partidul respectiv. Iată, acest domn s-a distrat cu soția sa alături, faptul că a fost și filmat, asta e. Da, acum nu cred că nu și imagina că poate fi filmat, pentru că în momentul e, în care te afișezi plus că în spațiu era public, atâta lume, adică nu era o petrecere privată de 10-20 de persoane, erau zeci de persoane acolo. Era prea multă euforie ca să te mai gândești că ești filmat sau nu. Te simți bine că acum, dincolo de toate, ne putem gândi așa, dacă omul acolo, pentru că e interesant și de văzut și de verificat, dacă el acolo la Caraș-Severin își face treaba bine și lucrurile merg șnur, nu am avea absolut nicio problemă. Cam ce înseamnă șnur, Mariana, în cazul acesta? Te rog frumos să ne explici. Un șnur scurt.
unde vă gândiți voi, dar eu mă gândeam la oamenii aceia care, bine, apropo de ce spunea doamna avocat. E vară, e cald, am înțeles ce înseamnă jnur. La investițiile care ar trebui să curgă în... Îți dai seama, eu nu știu ce se întâmplă acolo în Caraș-Severin, habar n-am. Oamenii aceia vor decide dacă e bine, dacă e rău, dacă domnul face treabă, nu face treabă, dacă partidul pe care... Nu știu, apropo, hai să vedem dacă partidul ia vreo atitudine. Sunt foarte curioasă, că până la urmă, da, ok, oamenii din Caraș o să semneze, o să ștampileze ce o să ștampileze, dar hai să vedem partidul. Face ceva partidul cu chestia asta? Pentru că eu, de exemplu, l-aș întreba pe un panelist de la vârf ce părere are despre chestiunea asta. Bine, acolo niște coincidențe. Soția domnului este rusoaică. De ce n-ai spus așa de la început? Că iertăm păcatele. Acolo a existat un colos, un combinat siderurgic de la Reșița. Așa. Care s-a transformat într-un morman de fiare vechi. Da, dar nu-i datorăm lui, datorăm antecesorilor. Acum vreo 5 ani, nu de mult. Nu mai de mult, da. Întâmplător, o companie rusească a unui mare oligarh rus a condus ostilitățile în siderurgia românească, inclusiv în Reșița. Cred că unii dintre ruși n-au mai plecat. Coincidențe multe și nevrute, dar asta e vorba invitatelor noastre. Ultimul cuvânt îl au cei de acolo. Nu noi, cei din județ, care este un județ sărac, să nu uităm. Știm... Nu este un județ căruia îi merge foarte bine. Da. Na. Ei vor decide dacă totul e în regulă și așa ceva e permis. Dar până la urmă, dacă e să ne gândim, Sarmiza, ești om de comunicare și nu putem să nu te întrebăm, adică ce variante ai când se întâmplă o situație de asta? Teoretic ar trebui să o previi, nu? Să nu apară o chestiune de asta în spațiul public. Nu, nu-ți poți permite. Nu-ți poți permite să apare așa oricum, știind că ești președintele Consiliului Județean, cu siguranță vei fi fotografiat, vei fi recunoscut, ba mai mult decât atât îți dorești să fii recunoscut. De-aia ieși în public dacă tu ești președintele Consiliului Județean, mai și dai mâna cu unul, cu altul, da? Dacă nu te știe lumea, există o persoană, două vor exista care vor spune, uite-l pe președintele Consiliului Județean. Acum, o fi rusoaică, doamna, foarte bine. Da, serios vorbind, cred că o persoană publică nu are voie să apară însoțită de așa, de o altă persoană îmbrăcată așa sau dezbrăcată așa, nu știu cum să iau. Pentru că, știi, când vorbim despre persoanele publice, trebuie să existe un gram de decență. Un gram, nu prea mult, dar hai totuși... Partenerul te poate ridica sau te poate coborâ sau te poate trosni efectiv. Deci chiar, știi, va fi judecată această persoană după doamna din imagini. Acum ne-au mai spus și Edi că e rusoaică, îți dai seama că și mai mulți bărbați ori să-l invidieze. Mai avem o oră la dispoziție, doamnelor, ca să mai discutăm, dar foarte scurt, în 20 de secunde v-aș întreba, doamna avocat, înainte de a ieși în publicitate, mai poate fi dres, ca să zic așa, un moment din ăsta sau nu? Nu, decât uitat. Decât uitat? Decât uitat. Un astfel de moment nu poți să-l dregi. N-ai cum să-l dregi? Nu știu, să apară doamna Dupies. Da, sau să apară în costum național cântând imnul țării. Cum poți să dregi un asemenea moment? Dar să nu uităm, pe domnul cheamă Romeo. Deci are deja un nume predestinat iubirii. Vă propun să ne îndreptăm atenția în ora următoare și înspre chestiuni mai grave, mai serioase, ca să zic așa, pentru că avem anunțate niște deplasări ale membrilor guvernului la Bruxelles. Din nou se renegociază deficitul, se renegociază PNRR-ul și premierul Marcel Ciolacu nu va merge și dânsul la Bruxelles. Sunt doar câteva dintre subiectele cu care vă așteptăm. În ora următoare sunteți alături de noi în continuare, așadar rămâneți alături de noi.